Dăm vara înapoi, Livi Hodor aici de față alături de voi împreună cu Mona. Asta m-a ascultat la Request 69. Let's get the party started. Suntem live cu Cerebel, proaspăt lansator de videoclip. Și Petre, Petre e și aici, e prezent și Petre. Exact, găsești videoclipul piesei Petre pe contul de Facebook Radio 21 România și pe site pe radio21.ro. Am văzut că au început să vină și întrebările pe Facebook. Ca la orice lansare de ori piesă, ori videoclip, vine și tradiționala întrebare: o nouă melodie pe când? Da. Asta și că e întrebare de oracol deja. Da, de următoare. Și planuri de viitor. Exact. Și asele pe lăsă, da. Ah, da, bun. Chiar vorbeam de planuri de viitor, mă rog, de o piesă nouă. O piesă, ziceai că vrei să faci o piesă sau vrei să fie surpriză? Nu, acum, de asta vorbești? Da, de ideea. Da, mă uitam într-o revistă aici și am văzut cum se scrie 12.12.12, știi? Adică 12.12.2012 și zic, bă, cum ar fi să faci o piesă și să o lansezi doar pe data de 12.12.2012? Ar fi foarte tare. Hai că mai ai timp până mai am ceva timp. Mamă, ce tare ar fi. Eventual poți să faci una și pentru 21.12.2012. De final de carieră. Da, și aia bag decât un fond sonor și liniște. Atât. Ia să mai vedem. Vasi Solomon, uite, întreabă pe Facebook: Cerebel, de ce nu numești o melodie cu numele tău? Cerebele, fetele rege. Da, o să fac o piesă și cu Cerebel. Bine, am una pe album, o să o cânt eu în concerte. Da, Cerebel, cine ar fredona piesa Cerebel? Depinde acum. N-ar fredona nimeni. Că nu e o piesă cu ei se iubeau să sunt camera mea, pe patul meu și pe muzica mea. Adică, da, corect. Nu prea merge, da? Da, corect. Poate la scandal și zice Cerebel. Nu merge nicio. Danus ne întreabă de emisiunea de la antenă cu... A, da. E finala acum, sâmbătă. Sâmbătă? Pe 1 decembrie, de Ziua Românilor, e finala. Așa. Și cum stăm până acum în clasament? Am recuperat pe ultima perioadă. Așa. Deci am recuperat, că eram în acolo, linia de jos a clasamentului. Am recuperat, că am avut roluri Puia, am avut Informer, am avut Snap, iar acum avem duete, iar eu o să fiu Eminem. Bineînțeles că nu puteam să cânt Eminem, că era foarte greu și ei nu înțelegeau. Și am făcut o surpriză, am făcut niște versuri de ale mele. Am înlocuit acolo, este foarte tare. Și am și o declarație pentru toți români de 1 decembrie, așa că merită să vă uitați la emisiune. E de-abia ultima aștept. Și e tare. De-abia aștept să văd ce se întâmplă acolo. Dar zi-mi, care a fost cel mai greu personaj pe care a trebuit să-l... Wow. Băi, deci personajele cu toace au fost întotdeauna foarte grele. Astea cu foarte mult păr m-am obișnuit. Da, dar cu toace nu m-am putut obișnui cu treaba asta. Și au mai fost personaje grele, astea care trebuia să cânt, știi? Adică în momentul în care vine să cânt, mi-a picat, de exemplu, Jason Mraz. Cum o să cânt eu piesa aia Jason Mraz? Ăla e o piesă de sentimente, cântă cu niște finețuri, cu niște chestii, să cânt eu. Dacă vreau să fac Caterinca, o fac Caterinca, dar să o cânt pe bună n-am cum. Am încercat, m-am străduit mai mult, dar tot nu pot. Am învățat multe în emisiunea asta, oricum. Foarte tare. Prima dată când te-am văzut pe tocuri, zic că așa ceva nu există. Așa, Cerebel, dita mai omul. Un șifonier pe toace. Asta era, cu o perucă mare pe cap, știi? Foarte tare, foarte tare. Bun, ia să mai vedem ce mai zice lumea pe aici. Călin te întreabă: unde ai concert de Revelion? Uite că tot vorbeam. Băi, de Revelion nu știu unde sunt. Sunt tot felul de cereri. Nu știu unde o să meargă Petre. Nu poate să meargă în toate locurile. Așa că o să se liniștească și o să stea undeva. Ori aici la capitală, ori undeva în deplasare. Dar apropo de Revelion, voi ce faceți de Revelion? Tocmai avem o discuție. Am înțeles. Băi, eu vreau să vă zic așa, că am lansat un concurs pe crbl.ro. E foarte simplu. Ia. Filmează-ți petrecerea de Revelion, trimite-ne-o nouă acolo pe o adresă de mail, noi o luăm, o postăm pe site și cea mai tare petrecere câștigă ce? Un concurs cu Petre. O petrecere cu Petre, adică vin eu, cumpăr tot ce trebuie, tu adună-ți prietenii și la tine acasă facem petrecere. Băi, foarte tare. În ianuarie prima petrecere, așa o facem, la tine acasă. Foarte tare. Beton. Ne înscriem și noi la... Gata, filmați-vă cu telefonul, filmați-vă cu ce vreți, postați acolo și, băi, dacă e cea mai tare, iau eu tot ce trebuie la o petrecere. Așa. Vin personal și facem tam-tam, petrecerim. Să fie cu multe căprioare, da? Te rog frumos. Așa. Nu, căprioare poate aduceți voi, eu n-am voie. Eu doar vin cu armele la mine, atât. Uite, Dănuța întreabă la 1729 dacă Cerebel i-a cântat...
cântece te leagă în... Lu Alessia? Da. Da, și îmi vine câteodată să arunc biberoanele. Băi, foarte tare, foarte tare. N-aveam ce cântece să-i cânt așa, decât Nani Nani Puiu Mami, nu prea mai funcționează asta, decât cu... Ce semeni tu cu maică ta? Am înțeles, am înțeles. Imediat ascultăm și Bete ce rebel cu Ada. Deocamdată ne aducem aminte de o piesă care a făcut furori anul acesta, evident de la ce rebel, împreună cu Helen. Piesa se numește Că Bum, sunt sigur că o știți, așa că dați adio-ul mai tare.